Salutare toată lumea, ne-am întors cu partea a doua. O să vă mai arăt desene și o să vă mai zic și părerile mele. Da. Aici cred că ați văzut în cealaltă parte pe Wednesday. Această capătul pe care mie îmi place foarte mult. Scrieți în comentarii dacă vă place. O să vedem următoarea. O avem tot pe Wednesday. Dar așa este din scena dansului. La păr am făcut aici, deci dacă ar fi să-i dau un notă, i-aș da un nou. În rest îmi place tot la ea. Și acum următoarea este Enid. Dar să mai așez un pic foile. Uite, așa arată. Mă tot gândeam să-i fac cercurile dacă se vede la față. Și următoarea care îmi place foarte mult și v-a plăcut și vouă tot cum arată așa. Îmi place foarte mult efectiv cum a ieșit. Și acum o să trecem la un YouTuber românesc. De fapt, Easy Foxy, din serialul Sirenele, în creion am făcut-o. Și acum trecem la un personaj din Wednesday, dar nu este Wednesday, ci este Tyler, care cam așa arată. Tot ce nu-mi place este că i-am făcut niște buze de femeie, dar în rest, hai că e bine. Am încercat să mai desenez pe John Ortega, asta este de mai demult. Dați o notă și să trecem la următoare care mi-a plăcut și mie cum mi-a ieșit, adică Giulia Gistela. Și da, am făcut-o cu marker Posca. Am făcut-o cum am știut, am văzut cam pe câteva comentarii de hate, dar este foarte multă muncă la un desen. Și acum cel care a ajuns în Billboard, dacă știți, Jimin din BTS, care arată cam așa. Și acum să vă arăt un personaj din următorul film, Spider-Man. Și cei care jucați Roblox, poate că ați auzit de Rainbow Friends, adică de Blue, mai exact. Și o formație foarte cunoscută, Blackpink, că am și un short, este Lisa din Blackpink. Uite, cam așa arată. La ochi, dacă îi făceam un pic mai realistic, seamănă mai bine.